Alte 145 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost înregistrate în România în creștere față de luni, astfel că s-a ajuns la un total de 20.749 de îmbolnăviri, a anunțat marți la ora 13 grupul de comunicare strategică. Până acum 1345 de persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat, iar la terapie intensivă mai sunt internați 152 de pacienți. Vestea bună este că dintre persoanele confirmate pozitiv, 14910 au fost declarate vindecate și externate. Cele mai multe cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus s-au înregistrat până în prezent în județul Suceava, 3653, București 2271, Neamț 915, Brașov 890, Botoș 835, Vrancea 701. Peste 2100 de persoane sunt în carantină instituționalizată pe teritoriul României, iar alte peste 96 de în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 511.295 de teste privind infecția cu SARS-CoV-2. Polițiștii și jandarmii au aplicat în ultimele 24 de ore 120 de sancțiuni contravenționale. În valoare de 141.500 de lei, ca urmare a încălcării prevederilor privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. De asemenea, prin structurile abilitate ale poliției au fost constatate în ultimele 24 de ore două infracțiuni pentru sădărnicirea combaterii bolilor, iar 70 de persoane care nu au respectat măsura izolării la domiciliu sau a carantinei au fost introduse în carantină instituționalizată pentru 14 zile. 3.304 români din afara țării au fost confirmați cu noul coronavirus, în timp ce numărul celor din diaspora care au murit din cauza COVID-19 rămâne 114. La nivel mondial sunt raportate peste 6,9 milioane de persoane infectate și peste 400.000 de, de decese.